Colegul meu face referire la faptul că la Reșița mijloace de transport nu erau foarte multe. Nu te cred. Nu erau foarte multe. Așa cum semafoare am avut unul. Dar un semafor am avut. Nu mergea. Și mergea pe intermitent. Ce pubere nu mergea? Mergea, dar n-aveam noi chef să-l folosim când e pe galben. Bun. Mijlocul de transport în comun era atât de comun, că de-aia și zice în comun, încât nu era cine știe ce. Era celebrul TV, dacă știți, un microbuz grăsuț așa și cu picioarele subțiri. Cum să băieții la sală, de fapt. El era așa dodoloț și avea roțile subțiri și el avea, nu avea multe rute, avea o rută. El era... Nu era făcut pentru asta, era mai muncitoresc așa. Deci la București, nu, când încercam să-mi imaginez, dar nu cred că aveam. Da. Și din motivul ăsta, pentru că era foarte mic și nu era pregătit pentru asta, se umplea foarte repede. Haideți să luați loc pe fotolii, de exemplu, așa. Voi doi fetelor. Diana, tu ești aici, presupunem... Da, tu ești șoferul, bravo. Tu ești șoferul, deci aveam așa. Și aveam călătorii. Care unde apuca. Eu stăteam mai lângă șofer că dădeam o șpagă. Și la un moment dat oprea în stație, să zicem la universitate. Băi, la universitatea Eftimie Murdu. Și... se desfășoară toate. Scuze. Ușor, domn șofer, că nu suntem cartofi. Nu exista ușă din aia care se deschidea, ci se ridica un... Da. Era foarte, aici era tavanul și deschidea ușa. Urcați? Urcăm. Haideți, vă rog. No, haideți că o să vă facem. Noi suntem... Aici jos, că e plafon. Da. Și... Păi... Poate ne înghesuie ca pe plăcini. Scuzați. Și atunci... vedeți că avem și o gravidă! Haideți că vă ajut eu cu ghiuța. Să fie într-un ceas bun, să trăiți! Nu, mai stați! Să trăiți, domnul Oțil! Ce se întâmplă? La Sexy Maxi Taxi noi ne cunoșteam pe nume. Nu e ca și cum mergea altcineva. Noi știam exact. De ce îi se spune Sexy Maxi Taxi? Chiar. Ascultăm muzică sexy. Poftim? Ascultăm muzică sexy? Nu. Dacă te fac îi se spune Sexy Maxi Taxi pentru că nu puteai niciodată cu toate bagajele astea și atunci... ăla care deschidea... Lasă jos, că dai capul în plafon. Scuze-mă. Lua bagajele și le mai diverta în partea. Ți le dădea la jelibon, luai două pungi, îți dădea o geantă. Și mai dădeai, o, domnul Oțil, mai făceai și conversație. Ce mai face... Bine, să nu plecați încă. Cum e mama? Cum e mama? Bine, sănătoasă. Dai cu capul, dai mai... Acum am scos-o și pe a bătrână de la spital. Aoleu, dar ce a avut? Nici nu mă întrebați, mai bine să nu vorbim. Și cu toate astea, aici, la un moment dat, trebuia să închizi și ușa, să plece la din stație. Drept pentru care îl luai pe domnul Oțil, îl adunai un pic, dați-mi numai puțin voie să intru și eu. Haideți. Așa. Și închideai ușa așa. Ha? Nu mergea din prima, mai dădeai de dol. Sexy Maxi Taxi! E gata toată lumea? Da, gata! Gata, merge, dai înainte. Și ce mai face, mamă? Bine, sănătoasă. Bă, și să-ți spun, cu aia bătrână... Stai, numai puțin să nu ia gropile, că mă apucă twerk-ul. Da. Deci îi zice Maxi Taxi, era foarte mic, se închidea ușa în, mă scuzați, ca, dacă se putea invers, închide. Da? Și la următoarea stație... Măi, ce se mă? Erau oameni care așteptau... Stai mă, gândeam capul în plafon. La următoarea stație mai erau oameni... Microbuzul e foarte sus, TV-ul, știți? Da. Deci fundurile noastre sunt pe aici, pe undeva. Și atunci... Și atunci... Prin micile gemulețe ieșeau niște... Gândiți-vă, doamnelor... Bine, încoace, că doamnele nu înțeleg! Doamnă, dumneavoastră sunteți stația de autobuz. Deci dumneavoastră sunteți în stație. Și... ia, mută autocarul! Lasă. Și noi venim în stație. Ce vede stația? Nu ți-e mă gâși. Le știm cu doamnele de 10. Dar v-am să înțelegeți. Ca să înțelegeți cum era la... se chema Sexy Maxi Taxi. Pentru că... uneori îți plăcea ce vede altul. Buuu, auzea din stație.
Bun. Mulțumim tare mult. Mulțumim fetelor că ați făcut parte. Lăsați gravida să stea jos! Da. Erau multe locuri pe scaune. Majoritatea erau la... Un era șoferul și mai era un scaun. Da. Și în rest toată lumea era la sexy. Și... Noi luăm o scurtă pauză și ne vedem imediat după. Iată câte lucruri învățați despre istoria orașului nostru muncitoresc, Reșița. Pauză!